Sau bășacalor, ce face? E prima oară când încerc așa ceva. Avem aici o cutie de chestii de astea, de bimbază, e bomboane de acum erau pe vremuri. Nu mai era modă, știu, dar am primit o cutie, știi, de bomboane de astea și am zis hai să fac și eu, că doar de ce nu. Cred că știți deja regulile, sunt 1, 2, 3, 4, 5, sunt 10 tipuri de bomboane, mă rog, 5 și 5. Numai că una are gust bun, una are gust nașpa. Gen, o bomboană verde are gust de iarbă și cealaltă bomboană verde are gust de lămâie, știi? Adică e bun și rău și din care are noroc, mă înțeleg. Da, mi-e un pic fric, avem aici pahare cu apă, gen din căști pe care le aveam la grădiniță, cred că toată lumea are așa ceva, și un șervețel și un cutter ca să desfac asta, dar de ce nu? Nu uitați să lăsați un like și hai să vedem cât de amuzant și cringe și scârbos va fi. Hai să trecem la treabă. La Boi! Așa. Bun, avem aici toate bomboanele. Ok. Bun, deci citește, începe cu aromele, să vedem. Este foarte ratat, este română, el zice că e rusă. Deci, astea vezi. Stai, bă, nu, bă, nu, lasă, ești ratată, ia fi rusă. Dar nu vezi că scrie iarbă și lămâi verde? A, de desubt, a, da. Deci, pește mort sau smoothie de banane și căpșuni, aia galbenă. Da, îi felicitim în timp ce facem, bun. Hai, mai trebuie să începem cu asta. Da, este doar una verde, că să începem cu astea galbene, da? Una, tău, mâna, eu avem verde, deci avem ori lămâie, ori iarbă. Ai băgat o mână? Iarbă, dar nu. Nu, mă, nu, trebuie să mănânci, asta e regulă. Chiar are gust de iarbă. Aleo, după ai voie să bea. Pu, doamne, ce gust are, nici nu știi mai. Nici că mănânci o sete de alea care put, nu știu, doamne. Trebuie să dai talpă și avea după să bea. Da, dar să se dimea. Bă, frate, de aici, nu. Bă, dar nu era. Acum portocalii. Avem piersică sau vom? Hai, lasă, ia, hai, 3, 2, 1, 7. Vom, mănânc. Piersică. Ciorba de aia stricat. Talpă, talpă. Talpă, dă-o talpă. Dă talpă, dă talpă, dă. După cinghi, arată gura. Hai, talpă. Eu cred că am prins piesic. Sau dacă e vomă, nu i-am dat din gura. Aveau gust de ciorbă stricat, cam așa. Bun, asta e ori ou stricat, ori popcorn cu unt. 3, 2, 1 și... Simt pe gât cum miroase, doamne. Degele, cine ai făcut? Doamne, iartă-mă, Jelly Beans. Tu, doamne, iartă-mă. Fai, fai, nu mai pun, nu mai pun. De care vrei tu alegi? Albert? Cocos sau lapte stricat? 3, 2, 1, hai. Cocos, dai talpă. Dai talpă acolo. Gândește la cocosul meu. Au, mă doare și pe mine. Talpă, dai, nu, ia. Nu, 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 arată-mi. Nu, la ia mâna, că dau bucate, nu. Te tai. Bă, asta nu pot să înghiți. Dai, bă, talpă. Arată-mi. Asta nu pot să înghiți. Bă, nu, doamne. Hai, baby. Bă, ce scârbăt, doamne. Bă, ai vomat. Bă, hai să vedem. Tutti frutti sau șosete mirositoare? Hai, treci. Ba, bate aici, hai, bate. Stai. Da. Cred că am tutti frutti. Cred. Abara, nu știu, e ciudat. Aici ai bombane, stai să văd. Ce? Apă? Nu, când ai pierdut asta, nu. De asta trebuie să-ți păstrizi în cantități, nu? De când taci, da, asta am inventat acum, ce contează? Bun, hai din nou galbene de astea. Aici arată diferit o leacă, cred că e o stricat sau hai, da. Iar am prins o stricat! Să hai! Nu știu că oricum arată. Băi, doamne, deci simți mirosul în gură, nu că îi simți gustul, îi simți și mirosul. Bă, dar astea verzi, n-avem, uite, muci sau suculentă pere. Dar niciodată nu s-o prins pere. Hai să vedem, da? Deci muci sau pere. Doamne, nu. Hai, bate aici, hai. Op. Muci, bă, du-te. Nici eu, cred că am muci. Cred. Ei, aftei cu muci, na. Vezi că nu mai am. E că am avut muci, nu știu și eu. Popcorn cu caramel sau brânză cu mucegai. Fac muci cu bombona, bag acolo. Ce? Nu pot să închid. Vomit, da, apoi era mai bun, mai bun. Mă rog. Bă, la loc. Cred că
eu vomit dacă... Vomit. Deci dacă mă înghit acum, vomit. Bă, dar mă am luat. Bă, mi s-a făcut bine. Nu spui și mie. Unde-i bombana? Dar n-am putut să mănânc. Pe unde ai pus-o? Te-ai aruncat, bă, este... Nu o mănânci. Bă, dar nu mai pot. Bă, deci regulile. Dar regulile sunt reguli. Regulile sunt reguli. Bă, dar ce am vorbit noi? Haide, dă-i talpă. Uite-te la cameră, dă-i talpă. Bravo. Așa scârboți cum ești tu, dă-i talpă. Gata. Bun, următoarele sunt. Deci avem conservă cu mâncare pentru câini sau budincă de ciocolată. Poftim una eu, una tu. Doamne ajută. Wow, ce bună e budinca. Dar te mi-e frică. Aia, ce gust bun are, doamne. Deci are gust de M&M. Foarte bun. E super bun. Alea negri cu ce? Cu ce? Scump sau lemn dulce? Dar nu-mi place niciuna, nici alta. Hai, vedem. Lemn dulce, dar nu-mi place, asta e. Decât scump, dacă e un pic așa mai mentolat, e lemn dulce. Mie personal nu mi-a plăcut lemnul dulce niciodată, deci mi s-a părut scârbos tare. Când luai mușchi de alea așa de Haribo și aveai de ala de lemn dulce negru așa rotund, băi, mi s-a părut scârbos, n-am mâncat în viața mea. Nu mai vreau asta două, asta roz, nu. Nu, asta vrei de-o lăsăm, e bonus, că e doar una. Bun, dar nu mai avem jumătăți, ce faci? Astea portocalii, citește portocalii, că scrie două mații de portocalii, aia mai deschis. Bomă sau piersică? Hai, bomă sau piersică, ține. Hai. Deci așa, ori bombă sau piersică, ori brânză cu mucegă sau pomă cu caramel. Stai. Deci, nu, noi avem bombă și piersică. Bombă. Mănâncă. Eu cred că am piersică, dar nu văd scârbol și piersică. Părinț, nu ți-e sfatire de prea dulci la... Bă, mănâncă. Mănâncă, nu, ai nici amă. Bă, te rog, iau bun, dar nu ai super. Dar am aprins și o bombă, ai dat că am burât. Mănâncă. Mănâncă bomba, dă-ți părul din ochi, mănâncă bomba. Mănâncă, deci dacă nu mănâncă, nu, mănâncă bomba. Hai, bă, bine că sunt bun la bomba. Dă-i cu degetul, dă-i cu băi, dă-i cu băi, dă-i cu băi, popcorn cu caramel sau cu băi, dă-i cu băi, băi, gumă asta. Pești, mamă, deci asta e nou. Pește mort sau smoothie de banane și căpșuni. Ia-o, bărule. Poftim. Bate bombana, înghite-o pe cealaltă, înghițit-o. Da, mamă. Beau o gură de apă ca să simți peștele. 3, 2, 1, 6. Am dat-o și pe jos. Nu poți să pui așa ceva. Nu, trebuie să o dăm tapă, nu mă interesează. Bă, nu. Eu zic poasă. Nu, deci poasă. Mănâncă când dau două, mănâncă acolo. Trece, mănâncă. Doamne, iartă-mă. Sper să mă stric la burtă. Băi, nu vreau să știți cum era. Dă-i. Hai, nu te ține de... Ia mâna de la noi. Băi, scârbosule. Tutti frutti sau șosete mirositoare. Hai că mai avem câteva. Știu, câteva. Dar știi cum facem, nu? Deci faci... Hai, dă-mă, dau. Ia-o. Ascultă, hai, trebuie. Mamă, nu are gust de fructe, doamne. Mi-e frică. Dar de ce? Cred că asta-i pește, bă, asta-i peștele. A, bă, ți-e peștele, bă, asta-i. A, deci am avut smoothie, doamne, asta-i pește, sunt. Bă, bă, ce este? Nu, mănânc. Bă, fomite de pisoare, bă. Mănânc cu tine acasă. Mănâncă. Ai voie să bei cu apă. Beau, trebuie să fac. Doamne, dar mă bucur că am prins smoothie de la ei. Dar de ce? Ia-o. Avem popcorn cu caramel, brânză cu dulce pe aia. Miu, și tu ai coco sau lapte stricat? Laptele, bă, Sergiu, de ce le-ai pus pe cel mai rele? Pare că se lapte stricat. Deci am nimerit doar două bune, rest lapte stricat. Am terminat tot.
Am închis filmarea. Tu-i soarele, mai ține filmare. Doamne, iartă-mă. Doamne, spune-mi ce am greșit, măicuță sfântă. John, Dumnezeu aici. Eu am prins bâdincul cu ciocolată pe ultima oară. Deci eu fost genial. Deci am zis să l-am aici minima și aici l-am pe Domnul Dumnezeu meu, sunt Arsenii Boca care stă deasupra mea. Nu binecuvântat. Vă recomand să nu încercați așa ceva în viața voastră. Nu, ce-ați fac? Nu încercați. Adică eu vă dau un sfat. Un sfat părintesc, prietenesc. Bă, dar poate încerci, dar așa poate să le arunci, dar tu nu m-ai lăsat. Nu, no, deci noi nu ne-am, am fost hard, extreme, hardcore, extreme, știi? Adică nu ne-am aruncat, adică a fost greu. Da, mai vreau o gură cu apă. Zici mai că aveam voie doar un pahar cu apă. Nu, cred că bă, vreo 3 pahari cu apă, să-mi trag foame dacă nu. Da, cam ăsta a fost episodul, vă rog, nu încercați în viața voastră așa ceva, e complet scârbos. Adică nu faceți asta, nu. Nu, adică Sergiu, tipul de la Swiss Kendama, el mi l-a trimis. Nu știu dacă să-i mulțumesc sau să-i spun că nu răsc. Adică habar n-am, a fost genial, știi? Bă, pentru că n-am eu să-mi mulțumim, tot să plătim. Frate, mi-o dertul copil. Dar pentru asta nu. Sunt Rusia, morți, Jelly Belly, no, not good, trust me, not good. Nu uitați să lăsați un like, un follow pe Instagram la amândoi și ne vedem data viitoare dacă mai trăim, bineînțeles. Cum în nume pe ziduri, reconstituiam vicul, nimic sfânt nu ne reprezintă. Străin la tine în țară, băi copile, vrei un răspuns bun, nu mai pune întrebări stupide. Oh, ai prins curaj, cel mai iubit fiu al unui popor de lași. Irațional în tot ce faci, ia de aici.